ziua! Bună ziua! Spuneți-mi, vă rog frumos, care va fi focusul pe care vă veți concentra în 2014 în țara noastră cu proiectele? În acest an, Adama, din punct de vedere al vânzărilor, se va concentra în București pe cele două noi proiecte pe care le-am livrat la finalul anului 2013, Edenia Titan și Evocasa Optima, situată în cartierul Titan, unde avem în total la vânzare în jur de 200 de unități. Tot din punct de vedere al vânzărilor, ne vom concentra foarte mult pe noul proiect pe care îl dezvoltăm acum în Iași, pe noua, ultima fază a proiectului deja construit, Copo Bellevue, care se află într-o zonă foarte frumoasă a Iașului, zona Copou. Iar din punct de vedere al dezvoltărilor, în acest moment ne uităm și analizăm ceea ce se întâmplă în piață și vom avea un focus puternic de a dezvolta pe partea de rezidențială în București. Care sunt șansele ca să începeți cele două proiecte pentru care aveți terenul în oraș, cele de pe platforma Ventilatorul și cel din cartierul Berceni? Mai bine vorbim de planuri, că șansele sunt foarte mari. Da, într-adevăr, în acest an ne uităm cu atenție, de fapt ne uităm de ceva timp la zona Berceni, pentru că avem unul dintre terenuri în situație în zona respectivă. Nu mă refer acum la Berceni în afara orașului, ceea ce se întâmplă acum la stația de metrou Dumitru Ionită, ci vorbesc de zona Berceni în oraș, foarte aproape de metrou, foarte aproape de orice mijloc de transport în comun, unde vom avea un proiect exclusiv rezidențial. În acest moment suntem în faza de autorizare, suntem în faza de autorizare și încercăm să vedem dacă vom lansa proiectul anul acesta sau se va duce pe anul viitor. În ceea ce privește platforma Ventilatorul, suntem într-o fază mai de început, aceea de analiza costurilor, acum suntem și în fața de execuția masterplanului și probabil că vom începe, dar nu în acest an. Câte case mai sunt disponibile în ansamblurile din țară pe care le aveți? Care este gradul de ocupare? În ansamblurile din țară. Da. Pentru că pe lângă țară, pe lângă orașele secundare, ne-am dezvoltat foarte mult și în București, în zona Titan. În ultimii ani, proiectele pe care le-am avut noi în țară, cum ar fi, de exemplu, Copo Bellevue, unde construim cea de-a patra clădire, lucrurile au mers și vânzările au mers foarte bine. Primele trei clădiri pe care le avem finalizate au un grad de ocupare de 95%, mai avem câteva apartamente, de aceea am și decis să mergem cu cea de-a patra clădire. În ceea ce privește orașele Bacău, Ploiești, gradul de ocupare este de 50%, deși se știe că piața în provincie este o piață mult mai grea și mai dificilă decât cea din București, iar în proiectul din Brașov avem un grad de ocupare de 60%. Gradul de ocupare al proiectului din București este în cele mai multe cazuri de 90%, de 85%, deci un grad de ocupare mai mare, cum ar fi la proiectul nostru Titan. Avem și proiecte care sunt vândute 100%, cum ar fi prima fază de la Edenia Titan sau Evocasa Titanium sau Evocasa Sui Scotici. Am înțeles. Spuneți-mi, vă rog frumos, ce părere aveți despre piața de case noi în anul 2014, în comparație cu anii 2008-2009, de până în criză sau de la începutul crizei? Având în vedere că suntem la momentul actual cel mai mare dezvoltator de rezidențial din piață, chiar ieri am fost recunoscuți a doua oară în ultimele 6 luni ca fiind cel mai bun dezvoltator din România, părerea mea este una foarte bună. Și e clar că e o diferență între ceea ce se întâmpla între 2008 și 2007 și ceea ce se întâmplă acum, dar ceea ce se întâmplă acum este mult mai sănătos pentru piață, piața s-a stabilizat mult mai mult, nu mai sunt acele scăderi de prețuri care au fost între 2008 și 2009. Piața este una mai matură, clienții sunt mai educați și lucrurile se îndreaptă într-o direcție. Dar de ce? Care credeți că sunt cauzele? Care sunt motivele, de fapt, nu sunt cauze pentru aceste lucruri? Pentru că s-a stabilizat piața? Da, da. Păi, unul dintre motive cred că ar fi faptul că ceea ce s-a construit în ultimii ani este mult mai adaptat la ceea ce s-a cerut. Ceea ce se construia în 2007 sau ceea ce se plănuia să construi în 2007 erau multe proiecte aduse din afară pe care încercau să le implementeze aici în România și nu aveau legătură cu ceea ce își dorea cumpărătorul român. În ultimii ani s-au construit exact pe nevoile pieții, cum am făcut și noi în ultimele trei proiecte pe care le-am construit în Edenia Titan, în Evocasa Optima și acum în Copo Bellevue. Am ascultat mai mult cumpărătorul și de aceea lucrurile s-au schimbat. Deci sunt alte produse în piață, produse mult mai adaptate nevoilor pieței. Apoi, creditarea. În ultimul an ați văzut schimbările care s-au făcut de pe prima casă din euro în ron, care este
un produs bun pentru cei ce nu au un avans foarte mare și au un avans doar de 5%. Cei care au avansuri mai mari pot merge pe creditarea în euro, dar aici trebuie să plătesc avansul de 15% și cu dobânzi un pic mai mici decât acele pentru creditarea în RON. Și asta e o altă stabilizare. Apoi, politicile BNR-ului au ajutat această stabilizare pe piața bancară. Și asta a creat încredere în piață, a creat încredere în rândul cumpărătorilor și cei care au nevoie de o casă, au nevoie de o casă și vor trebui să-și o cumpere. Sunt și anumite cazuri, cum avem la Iași, în care rata lunară la un credit este mult mai mică decât chiria pe care o pot obține. Și atunci e o oportunitate să cumperi acum și să nu aștepți. Am înțeles. Ce tipuri de credite credeți că se vor contracta mai mult în 2014? Cele în lei sau cele în euro? Ce credeți că vor prefera românii? Aici o să depinde foarte mult de cumpărător și de produsul pe care îl achiziționează. Dacă vorbim despre cei care vor să se încadreze în aria de prima casă, cea în RON, va merge doar pe cea în RON pentru că doar aceasta mai există și este un produs, v-am spus, bun pentru cei care au un avans mic de 5% și care vor un anumit preț, să obțină un anumit preț de la, să cumpere într-o anumită arie de preț. Pentru cei care au un avans mai mare, e clar că se va merge foarte mult pe creditarea în euro. E mai avantajos pentru cei care cumpără în euro. E un credit în euro, dacă au avansul acesta mai mare. Mai avantajos decât să iei prima casă. Noi avem clienți din ambele variante. Am înțeles. Mulțumesc foarte frumos, mult succes! Mulțumesc și eu! Și felicitări! Mulțumim!